Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. În această seară, alături de mine, în studio, este domnul Gheorghe Orzan, vicepreședinte al Partidului Național Liberal Gorj. Bună seara, bine ați venit, domnule Orzan. Și românile, mulțumesc pentru invitație. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, alături de care, sigur, o să discut despre ceea ce se întâmplă în momentul de față pe scena politică, dar mai cu seamă o să profit de faptul că domnia sa este om de afaceri, este om al cifrelor și probabil că o să ne explice îndeaproape cam ce gândește guvernul PNL să facă în perioada următoare. Sigur, știrea zilei, alegerea în două tururi și moțiunea de cenzură pe care urmează să o depună Partidul Social Democrat. Alegerea în două tururi, vorbim despre acest subiect, cumva schimbă planurile tuturor partidelor în momentul de față. Cei mai câștigați, conform analizelor făcute, vor fi cei care reprezintă partidele mici, candidații care reprezintă partidele mici. Cele mai afectate vor fi cele două partide, PNL-PSD. Cu toate acestea, iată că Partidul Național Liberal a decis alegerea în două tururi a primarilor. Par cumva optimiști colegii dumneavoastră care sunt deja în funcție, dar lucrurile nu stau chiar așa, domnule Orzan. Explicați cumva această decizie și dacă, în opinia noastră, totuși reprezintă un avantaj pentru PSD. Pentru PNL, pardon. Da, vreau să vă spun că Partidul Național Liberal este consecvent aceste modificări ale legii electorale. Dacă ne amintim, există în Parlament depus o inițiativă a Partidului Național Liberal în acest sens. Mai mult decât atât, să ne amintim că până în 2012 acest scrutin se desfășura prin alegerea primară în două tururi, da? Două tururi. Practic, cinci etape electorale au mers pe acest principiu. Deci această lege, să ne amintim, această lege a fost inițiată prin 92 și a funcționat foarte bine până în 2012. După aceea s-au făcut niște modificare, nu este nici acum foarte clar, adică n-a fost parcursă o etapă deschisă și explicită în așa fel încât a fost ceva o nebuloasă, a fost ceva interpretări pe acolo, în fine, și s-a ajuns la această modalitate, care s-a validat practic în 2012 și în 2016. După 2016 au apărut nemulțumiri vis-a-vis de acest scrutin electoral. Știm bine că s-a modificat în 2016 și alegerea președintelui Consiliului Județean. Deci aici nu putem să vorbim că România avea o tradiție pentru alegerea primară într-un singur tur. Nu avea, n-a fost. Da. Sistemul care a fost majoritar a fost foarte tururi. Contestat. Da. Sistemul acesta de alegerea primarilor într-un singur tur. Au fost alese practic niște nume la care nimeni la un moment dat nu se aștepta, doar pentru că și pe bună dreptate sistemul a fost contestat, pentru că eu v-aș da câteva argumente. Deci noi avem, Partidul Național Liberal susține această modificare argumentând sau motivând acest proiect pe care și-a asumat răspunderea, pentru că n-a fost o decizie ușoară, să fim foarte deschiși și să judecăm corect. A fost ușoară și deci implică și anumite riscuri. Deci guvernul poate să pice acum după în urma acestei asumări. PSD-ul văd că stă la pândă și abia așteaptă momentul ca să zic că nu vor să intre la guvernare, că nu vor să-și asume guvernarea, dar eu sunt convins că dacă situația va fi așa natură, nu vor ezita să facă acest lucru. Deci, pentru Partidul Național Liberal și mai este o condiție care datorită căreia ne găsim în această situație. Să ne amintim că Partidul Național Liberal, negocierile pe care le-a avut cu acele partide care au susținut guvernul, care au votat acest guvern, a fost și această condiție. Condiționalitate, da, exact, această condiționalitate impusă, și atunci era normal ca să respecte ceea ce a promis. Bine, acum, dacă e să vorbim de avantaje, dezavantaje, sigur, pe unii avantajează, pe alții dezavantajează, depinde, dar eu cred că acest exercițiu este unul democratic care este dorit de români. Bun, și este reprezentativ pentru comunitățile locale. Știți cum e, oamenii sunt mai puțin interesați de treaba asta, cum va fi ales. Adică, cei mai interesați sunt liderii, sunt oamenii politici. Da. În momentul acesta, domnule Orzan, trebuie să recunoașteți faptul că vă aflați într-o un soi de vulnerabilitate, mai ales pe zona Motru, acolo unde colegul nostru, primarul
Gigelgianu nu a reușit să obțină o victorie detașată de următorul clasat Partid Social Democrat. La Târgu Jiu situația este puțin diferită, însă nu foarte diferită. În ce măsură vă este teamă de o astfel de întâmplare să pierdeți unul dintre cele două municipii, poate pe amândouă, nu știu. Așa cum v-am spus, există și riscuri aici, adică atunci eu sunt convins și este o realitate. Sunt primari de rândul Partidului Național Liberal care nu agrează sau care nu sunt așa dispuși să accepte această modificare. Da, le este mai ușor sau este mai confortabil alegerea într-un singur tur, pentru că atunci cine are cele mai multe voturi, acela câștigă votul de primar. Și mai ales în momentul în care este un primar în exercițiu, sigur, prima șansă. Oricine ar spune altceva, cumva neagă o realitate. Mai sunt două probleme care trebuie atacate și lămurite. În primul rând, dumneavoastră ați punctat foarte bine situația de la Motru la Târgu Jiu. Datorită acestui sistem electoral, noi n-am reușit practic să... Bine, la Târgu Jiu au fost alegeri de altă natură, deci au fost anticipate, n-au fost așa. Dar la Motru, sau în cazul în care se alege primarul altul Consiliul Local, alegerea primarului în două tururi dă posibilitatea ca și Consiliul Local să fie oarecum mult mai apropiat sau mult sau de primar. Adică primarul are șanse de data asta ca să aleagă să fie mai mulți consilieri care să fie de partea dumnealui și în acest caz poate mult mai ușor să poată să ducă la îndeplinire acel mandat încredințat de cetățeni. Da. În altă ordine de idei, există până la urmă și situația în care primarii, și aici vorbim de primarii în funcție, situația, repet, în care primarii în funcție pot să-și gândească așa pe termen lung ca să-și mențină mandatele, pentru că ei au nevoie de o majoritate, să zicem, pentru ei semnificativă, în general, raportată la numărul de total al locuitorilor, destul de mică. Deci dacă și-au asigurat, eu știu, susținerea unei părți din comunitatea respectivă, ei pot să aibă garantate mandate de primar, oricâte își doresc până la urmă. Deci aici intervine factorul democratic. Deci, nu. Acum, de ce? Domnule... Să ne amintim situația de la București. Deci Gabriela Firea acum a câștigat mandatul de primar în 2016. Exact. Cu număr exagerat de mic de voturi. Adică pentru de asta capitală, a fost și intens contestat. Dar asta este, îmi pare rău, a câștigat pe greșeala dumneavoastră, că nu ați reușit. Și pe sistemul ăsta. Cunoaștem bine bâlbâia la Partidul Național Liberal. De Motru și de Târgu Jiu. Hai să vă explic și situația asta a doua. Explicați-le. La Târgu Jiu, nici la Motru, eu nu cred că vom pierde primăria. Și la Târgu Jiu nu avem cum să o pierdem. Și la Motru fiind... Bă, aveți dreptate, la Târgu Jiu nu aveți cum să o pierdeți. Adică în momentul de față, practic, dumneavoastră vă lăfăiți într-un... N-avem contracandidat. Exact. Suntem că vorbeam Ceaușescu cu singurul candidat. Doamne, vă dați seama ce situație tristă este la Târgu Jiu. Asta oferă contracandidații noștri, n-am decât să ne bucurăm. Da. Pentru noi este ușor. Păi, e bine pentru dumneavoastră, dar pentru noi cetățenii este cumva o situație tristă. Nu zic cumva în ideea că, vezi, Doamne, ar fi bun sau n-ar fi bun domnul Romanescu. Spun cumva că în momentul ăsta, vorba dumneavoastră, suntem ca în perioada în care nu avem decât un candidat. Ceilalți anunțați până acum sunt la diverse. E clar că niciunul dintre ei nu reprezintă o variantă serioasă la ceea ce oferă în momentul de față actuala administrație. Noi... Pur și simplu suntem... Nu, dar fac zgomot, fac declarații de și peste declarații, așa, stau în tribună și în galerie. Cine, PSD? Intră în scenă, intră în luptă dacă ieși. Ca o paranteză, și revenim asupra celor două municipii. De ce credeți că nu fac chestia asta? Păi pentru că sunt într-un moment din ăsta de, eu știu așa, de disoluție, cum ar veni. Adică sau prea mult solicitant, sau da, spunea domnul Caragea la sfârșitul tău trecute aici în studio că domnul Marcel Romanescu a participat la o întâlnire sărbătorind unul dintre primarii vecini de la Târgu Jiu cu domnul Weber și domnul Cosmin Popescu. Și ce are una cu alta? Deci, n-are nimic? Adică și eu dacă mă duc să particip la un eveniment, trebuie neapărat să mă uit în stânga-dreapta și dacă cumva văd vreunul din alt partid Asta am zis și eu la momentul ăla, relațiile personale, cele politice. Eu am luat peste nas de foarte multe ori și problema când era domnul Măriga președinte, că de ce sunt prieten cu Puiu Diaconescu și mereu mi s-a reproșat că te duci în par la David Țuiu, că ești prieten cu tare, domnule.
sunt liber, da? În momentul când eu sunt un om liber, da? Nu pot să mă condiționez pe mine și mai ales sunt fac parte din Partidul Liberal, da? E, în momentul în care vorbim politici, în momentul în care exist, în care avem acțiuni, în care suntem în campanie, în care promovăm, știu să promovez, să susțin Partidul Național Liberal și am demonstrat-o în situații destul de dificile și cu, și cu moderatori ca dumneavoastră, care sunteți incisivi sau cu alții ca, contra că, și eu, cu partenerii în emisiune, care e problema? Deci nu văd niciun fel de, de asta, de, da, de fapt este deosebit. Adevărat, bine, dar Viorel Caragea, e mai spumos așa, da. Bun, dar problema este alta. Știți că acest lucru reprezintă o problemă și în anumite zone politice, adică situația este pusă cumva într-o lumină și din cauza faptului că la un moment dat Partidul Social Democrat îl vedea pe domnul Romanescu candidat din partea lor. Da, păi a fost o perioadă. În acest context poate să capete și o altă nuanță această întâlnire, în opinia noastră, sau rămâne tot la nivelul la care... Nu, garantez, vorbesc în, acum în numele Marcel Romanescu. Din Marcel Romanescu va candida din partea Partidului Național. Păi, n-am nicio îndoială că va candida din partea PNL. Da. Problema este dincolo. Dincolo, care e problema? Da. Ce li se întâmplă? Adică, da, de ce? Eu v-am spus, ei la un moment dat cred că au mers pe varianta asta. Au fost foarte sigur că Marcel Romanescu va fi candidatul lor și datorită dar acestei situații... Dar nu știu de ce, domnul Romanescu mereu le-a zis nu. Au tot da. Bine, până momentul în care au pierdut guvernarea, erau șanse. De ce să nu fim realiști? Să judecăm... politic. Adică știți asta? Păi nu, dar zic, erau și unele șanse. Bă, e guvernul ăstora, merg ăștia în continuare, orice primar are nevoie de anumite susțineri și de bani cadere. Marcea a fost ținut la mantină din punctul ăsta de vedere foarte rău. Care are nevoie de bani? Așa. Că guvernul PNL nu i-a dat nimic domnului Romanescu la ultima rectificare. Îmi pare foarte rău. Dar nu are probleme, el stă bine cu bugetul. Păi stă domnul Orzan, normal că stăm bine cu bugetul dacă nu avem... Ministerul Dezvoltării au primit undă verde proiecte care au stat luni de zile care acolo, anume? Da? Pe cum, care anume? E vorba de acel bazin acoperit din spatele așa stadionului, e vorba de această axă Brâncuș, e vorba de acel parc de parcurs. Păi, dar are garanta că va fi finanțat, e clar. E vorba de zona Narcisilor, de acel parc de agrement. Astea sunt, dar nu erau finanțate. Erau blocate la finanțare. Deci acum actualul ministru al dezvoltării a aprobat aceste proiecte. E declarația primarului. Pe Axa Brâncuș? Nu, era aprobat, nu de Axa. Dar zic, eu vis-a-vis de Axa Brâncuș, vă spun că este altă situație. Deci în momentul în care se fac solicitări, nu vor fi, nu știu ce, amânări sau nu știu. Și mai sunt altele. Așa trebuie doar să ceară domnul Romanescu și primește. Păi, adică mie mi-a rămas în minte o fază în care domnul Romanescu a primit o sumă de la PSD, a fost foarte nemulțumit și cumva a condiționat realizarea unor proiecte de bani pe care îi primea de la Consiliul Județean, s-au hotărât să protesteze în fața Consiliului Județean. Doamne ajută când a făcut lucrul acesta. Iar în momentul în care Partidul Național Liberal nu i-a dat nimic, omul nu s-a mai supărat. Vorbim păi care mai e adevărul? Vorbim de situații complet diferite. Ce spuneți dumneavoastră cu Consiliul Județean? Miercuri avem ședință extraordinară pe acele repartite de sume. Cote de falcate. Deci așa, e altă situație. Aici vorbim de banii pe care îi alocă guvernul sau banii cu care guvernul susține niște proiecte și acele de cote defalcate. Deci aici la cotele defalcate eu am ideea este că era vorba despre bani veniți din afară, extrabugetari, da? Nu erau din bugetul local. Deci, nu contează că vin de la Consiliul Județean cote defalcate, că vin pe rectificare, nu contează. Bani veniți de la guvern. Adică, unde mai e adevărul? Deci, atenție, e clar cu nuanță politică, îmi pare foarte responsabil, vă spun. Așa. Dacă Marcel Romanescu avea nevoie așa de bani, cerea. Să ne amintim că primarii liberale au avut... De unde să ceară domnul Orzan? De unde deci să ceară? Deci primarii liberale au avut o întâlnire cu ministrul de finanțe, Așa. Și eu știu foarte multe cazuri care de primari care au primit bani nu numai de la noi și care s-au închis, pe domnul zero. Domnul Orzan, haideți ca zero. Să vă... stabilim un lucru. La sfârșitul anului, s-au închis pe zero. Da. Stabilim un lucru. Corect. Dacă domnul Romanescu nu va primi bani să facă ceea ce își propune la Târgu Jiu, înseamnă că nu i-a cerut. Păi nu, eu v-am spus că i-a cerut și a așteptat după ei și acum s-au deblocat. Nu, doar așa este situația asta. Da, ok, dar știți care este adevărul trist? Că mai vorbesc și cu oameni de la dumneavoastră din partid și cu oameni din afara partidului și să vedeți ce a făcut
omul ăla din Oradea, primarul de la Oradea. Domnule, să vedeți cum arată orașul ăla. Da. Este adevărat, nu putem compara. Dar măcar un început un de... Păi acum pe fonduri europene se pot face. Avem un minus în sensul ăsta. Bine. Un minus, clar. Deci Oradea s-a dezvoltat și a fost apreciată inclusiv la nivelul de dezvoltare. UE-ului ca cele mai multe fonduri. Da. Deci oamenii ăștia au... Păi dacă le-am avut ca exemplu în campania din 2017, de ce n-a urmat exemplul domnului Bolojan? Asta, bine. Nu știu, că s-a putut, s-a demonstrat, domnul Bolojan a demonstrat că se poate, se pot accesa și nu doar dumnealui, dar luăm din zona asta PNL. Adică nu era imposibil să accesezi fonduri, nu era imposibil. Doamne, dar nu s-a întâmplat. Doar cu bani europeni. Bine. Acum două secunde. Deci, guvernul actual mizează foarte mult pe atragerea de fonduri europene și pe mărirea procentului Sperăm. De absorție. Da, că dacă și în continuare mergem tot mizează, pe bani de la guvern ca să mizează, nu m-au făcut cei de la PSD pentru toate lucrurile finanțate din afară. Nu am luat bani din bugetul țării. Îmi pare foarte rău, n-am făcut nicio șmecherie schimbând guvernul. Nu se poate. Deci treaba este foarte clară. Bine, domnule Orsan, hai să lămurim un lucru cu privire la alegerile astea în două tururi. Dumneavoastră, deci, nu știu, va fi canibalism, nu știu ce va fi în turul 2. Fie vă aranjați apele de la început, adică să aveți negocieri cu celelalte partide de susținere, fie în turul 2 deja se ajunge la compromisuri uriașe pentru a fi susținuți. Aici, la Târgu Jiu, aș putea să pricep o apropiere de cei de la ALDE, între domnul Romanescu, dar depinde cu... fără anumite personaje, da? La ALDE. Dacă vor dispera, va fi în regulă. Da, dacă vor fi acele personaje, probabil că nu se va întâmpla așa ceva. Cu PMP-ul. Cei de la PMP încă sunt supărați că nu le-ați dat funcția de prefect. Nu vreți sub nicio formă să înțelegeți că le revine. Dar nu se poate. Deci deocamdată actualul se prefect... Doamne, când se vrea, se poate. Eu asta am priceput în politică. Să-l forțăm. Doamne, nu trebuie să-i strângeți cu ușa, dar să strângeți cu ușa plecarea domnului Rujana. Că dacă plâng, atâta o vor avea. Nu pot eu acum să fac niște programe. Probabil că sunt supărați. Avea, nu cred că sunt foarte supărați pentru că au primit. Și-au pus oameni pe la deconcentrate, au mai făcut. Păi care sunt ai lor? Au mai primit, deci nu e nicio problemă. Care sunt ai lor? Că nu știu, nu, slăbuți, nu e protocolul. Asta e. O să fie. Nu, altceva vreau să vă spun, cum spuneți dumneavoastră. În primul tur fiecare va merge pe felia lui, da? Deci în primul tur... Toată lumea își maximizează șansa? Bineînțeles. Ba da, păi nu se poate altfel. Așa a fost tot timpul. Eu știu că am participat până în 2012, am participat la alegeri pe vechiul sistem, da? Deci în primul tur fiecare caută să obțină. Adică aici se pune problema sau fiecare caută să fie cel puțin pe locul 2, da? Pe locul 1 sau pe locul 2. Dar în momentul în care s-a depășit primul tur, să știu că cei doi contracandidați, unul dintre ei poate să facă alianțe mai multe sau mai puține față celălalt. În cazul ăsta eu vă spun deschis, PSD-ul nu are șanse mari în turul 2, pentru că ei sunt pe stânga, sunt cam singurei, da? Dar nu s-a cam ținut singurei, cont de ce part de doctrina de ideologie. Eu știu în 2008 cum am obținut noi 15 primari, în turul 1 aveam 8 sau 7 și mai aproape ne-am dublat în turul 2. Ba da, se bine. Adevărul este că nu, cum spuneți corect, da? Nu știu dacă noi vom face înțelegere cu PSD-ul. Nu cred că vom face acest lucru. Nu cred. Nu păi de ce să fac? De ce ați face? Pentru turul 2. Păi de asta zic. Pe localități. Haideți, domnul Orsan. Nu știu dacă vom face. Nu știu. Nu garantez. Nu vreau ca să vă dau acum exemple. Eu nu fac. Unde USL-ul încă funcționează. E posibil, dar ne referim la alegerile de anul ăsta de locale. Da, e posibil. Știți bine și dumneavoastră că în momentul în care vorbim de două tururi la alegerile locale, deja nu se mai ține cont de doctrină, de ideologie, de directiva de la centru. Fiecare în comunitate își face cărțile cum poate, pentru că asta e joaca. Arta compromisului înseamnă politică. Dumneavoastră, oamenii politici m-ați învățat cu asta. Niște excepții, nu pot să ba mâna în fost, nu pot să zic nu, dar se vor aproba niște excepții vis-a-vis. Pentru că interesul dumneavoastră personal este de a avea câștig de cauză, adică despre ce vorbim, ce contează. Bun. La Motru, la Motru, nu știu cum va că fi. Și la Motru încă se sondează și la Motru. Acum, se sondează ce? Păi contracandidatul nostru. A, încă din partea PSD-ului. Da? Acolo înțeleg că e un pic diferită situația. E adevărat
că nici acolo nu au reușit să genereze numele celui care va reprezenta partidul la alegerile locale, dar e mai puțin diferită de municipiul Târgu Jiu, este, la e puțin, dar noi am câștigat în situații mult mai complicate și putem să... Eu zic că cu o mobilizare susținută și cu asta, cu o campanie făcută profesionist pe obiective și pe asta, nu este exclus ca să... Ca să nu. Eu merg pe victoria celor doi primari de municipiu. Merg Bun. Solist. Trecând mai departe, vorbim despre alegerile anticipate, alegerile generale, da, domnule Orsan. Da. Cei de la Partidul Social Democrat au decis, vor depune moțiune de cenzură la începutul săptămânii viitoare, vor guvernarea, așa cum spuneați și dumneavoastră. Probabil greu s-au obișnuit în opoziție. Sunt mulți cei care au și părăsit barca nepotrivindu-li se statutul ăsta de parlamentar în opoziție sau știu și eu ce altă funcție a deținut în partid. Acum, și dacă n-ar depune moțiune de cenzură, ar putea fi vulnerabil în opinia electoratului. Întrebarea mea este, vor avea șansă să treacă această moțiune de cenzură sau este doar un joc de gleznă pe care l-a practicat și Partidul Național Liberal până la un moment dat? Nu știu ce calcul și-au făcut ei. Acum aud că domnul Iordache, Florin Iordache, zice că inclusiv parlamentar PNL vor semna și vor vota. Da, asta e o aberație. De aceeași părere sunt și eu. Vă este teamă că nu va trece moțiunea. E singura șansă să vă duceți la îndeplinire planul. Adică se leagă între ele. Nu e singura șansă. Dar care mai e? Păi... Mai urmează. Noi acum, dacă nu va trece moțiunea asta, este clar că vom obține modificarea legii electorale, da? Un lucru pe care v-am spus, cei mai mulți dintre liberali l-au susținut și l-au dorit. Da, da. Dacă nu trece moțiunea de cenzură, guvernul rămâne în continuare și vorbim acum de etapa a doua, aceea declanșarea legilor anticipate parlamentare, da? Mai sunt scenarii în lucru și pentru partea asta. Deci cum să așteptăm întâi să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare. Ajutați-mă cu cel puțin cu, păi, cu un scenariu. Unul poate să-și mă asume răspunderea și pe alte legi pe care PSD-ul nu le dorește trecute, da? Deci mai sunt variante de asumare a răspunderii. Domnul și pe Orsan, și acum pe asta. Să-mi fie cu iertare. Dumneavoastră ce la PNL i-ați condamnat dur pe socialdemocrați în perioada în care se aflau la guvernare și în perioada în care evitau cumva să treacă legi prin Parlament. Atâta asumare de răspundere n-am văzut de la PDL încoace. Stați puțin, să ne înțelegem. Deci PSD-ul într-adevăr a guvernat cu ordonanță de urgență nu trebuie în Parlament. Asumarea răspunderii se face în Parlament, da? Și se pot depune amendamente care pot fi acceptate sau neacceptate și în cazul în care cel care se opune poate să depună moțiune de cenzură. Deci pe asumare se pot depune moțiuni de cenzură de fiecare dată, da? Deci aici este vorba de dezbatere, nu e dezbatere în Parlament, eu știu, cu N în amendamente și cu în discuții. Foarte mică măsură diferă procedura. Este în Parlament. Păi, nu, da, e pe loc asta, se hotărăște pe loc. Și de data asta, până luni, la prânz, parlamentarii au dreptul să depună amendamente, da? Se va face o ședință de guvern marți în care se vor dezbate și se vor aprova sau nu acele amendamente, iar miercuri va fi asumarea. Dumneavoastră deci discutați... există totuși calendarul, într-adevăr, mă scuzați, calendarul este unul mai scurt, da? În momentul în care face asumare. Nu este un calendar de lege normală, dezbotă în Parlament. E mai scurt, da? Dar trece prin Parlament. Deci dumneavoastră, practic, luați în considerare toate scenariile posibile în momentul în care discutați strategia guvernului. În situația în care această moțiune va trece și personal cred cu adevărat că și colegii dumneavoastră de la PNL o să voteze că asta e, va fi mai ușor pentru dumneavoastră să vă atingeți obiectivul acela de a organiza alegeri anticipate. Pe cine va propune partidul premier? Deci PSD-ul nu va avea căci de cauți că văd că stă la mantină și zic că un guvern de Uniune Națională, că nu știu ce variante de
prim-ministru din afara PSD-ului și nu mai știu câte discuri, dar președintele României, Klaus Iohannis, a fost foarte fermoasă și a declarat deschis. Nu agrez un guvern de Uniune Națională, nu agrez. Deci mergem cu guvernul, în continuare guvern PNL, s-au anticipat, clar. Deci nu există. Deci președintele validează premierul, bineînțeles. Și e clară situația. Tot să refuze, deci, să refuze și să fie alegerea anticipată. Nu, nu. La a treia încercare există două situații. Deci două încercări pot fi cu să treacă, da? Moțiunea și să pice guvernul. La a treia încercare sunt două situații. Nu trece moțiunea sau nu mai depun moțiune și să avem alegeri anticipate, avem alegeri în două tururi, da, așa, și guvernul ăsta merge mai departe. Da. Nu mai există altă cale, nu mai există altă cale, da? Sau trece moțiunea, n-avem alegeri în două tururi, dar avem anticipate. M-ați înțeles? Deci lucrurile sunt clare. Nu există decât două variante, da? Acum, eu cred că s-a înțeles toată lumea de care ne privește cam cum stă problema. Bun, trecând mai departe, vreau să vă întreb, domnule Orzan, ce se întâmplă în momentul de față, în opinia dumneavoastră, cu complexul energetic Oltenia? Este un subiect care preocupă în mod deosebit. Am văzut astăzi o știre în presa locală că este sub semnul întrebării și actuala conducere a companiei. A dat un interviu ministrul economiei, domnul Popescu, și a spus foarte clar să lase cumva jocul ăsta de contestările, da? Exact, să înțelegem de aici, domnule Orzan, că actualul ministru va supune analizei raportul Corpului de Control al primului ministru, făcut acum un an și ceva? Da, pentru că acea contestație n-a trecut, da, din partea conducerii CEO, acum... Așa cum am înțeles și urmează ca cei din Consiliul de Supraveghere să analizeze de acest raport, să propună soluții. Deci ministrul nu poate de la sine putere să schimbe conducerea. Bine, este alesă și pe ordonanța asta corporatistă, exact. Și nu e puțin mai delicat, dar asta nu înseamnă că acest raport nu trebuie analizat și nu trebuie strase niște concluzii, că acolo sunt foarte multe aspecte care trebuie luate în discuție. Da, eu zic că poziția domnului ministru Popescu este una că se poate de corect, adică nu poți, adică cum, ce să faci tu să contezi ceva care a fost deja respins, da, ce să faci? Adică, nu, în opinia dumnealui, cei de la conducerea actuala complexul Oltenia au impresia că fac o contestație la ceva nou. Deci raportul nu este un raport nou, este același raport care a fost făcut public. Da, al primului ministru a fost ăla care a făcut valul. Bine, nici în raportul ministrului energiei nu a fost mai bun, dar cel al primului ministru mi-amintesc a fost... Da, despre ăla vorbim și ăla trebuie analizat și trebuie să ați în secundă. Da, vine într-un moment anume. Practic, actuala echipă managerială s-a îngrenat în munca asta de a face lucrurile cumva să treacă la o nouă etapă la complexul energetic Oltenia. Și aici mă refer la acel memorandum. Au lucrat la un memorandum ratificat de guvern, un memorandum care urmează să ajungă și în fața Comisiei Europene. Și acum vine ministrul economiei și spune, stați un pic, că nu e așa, adică ăștia au niște explicații. Eu zic că nu este un moment prea sensibil acum să se facă astfel de modificare. Adică e regulă momentul ales? Eu zic că nu este nicio problemă în sensul ăsta, pentru că să vă explic și de ce. Da, sunt două lucruri care au fiecare canalul respectiv de realizare. Da? Deci merg pe două canale diferite. Raportul este clar că trebuie analizat și trebuie strase niște concluzii, iar memorandumul are legătură și cu acel ajutor pe care îl primește compania, acel împrumut la trezorerie, da? Deci nu văd chiar prin absurd dacă s-ar schimba conducerea CEO, nu știu dacă memorandumul nu ar avea de suferit. Într-adevăr că n-ar avea de suferit, dar nu avea de suferit. Cumva lucrurile nu
sunt bulversate în perioada asta în care și-așa despre complexul energetic Oltenia nu se știe ce se va alege în anii care urmează. Sigur, asta nu înseamnă că domnul Boza va trebui să rămână pentru încă 15 ani. Nu știu, nici asta... pentru mine, nu știu, dar nici că să fie schimbat, nici că să rămână. Nu e o problemă asta. Deci n-am o problemă nici cu o variantă, nici cu alta. Dar în altă ordine de idei trebuie să fim foarte conștienți că ca acest complex energetic să meargă, să aibă un viitor și să poată să funcționeze mai departe, trebuie să luate niște măsuri, făcute niște modificări structurale până la un moment, am văzut, într-adevăr, conducerea actuală a complexului are niște variante, trecerea pe gaze, are niște variante cu parcuri fotovoltaice, cu hidrocentrale pe Jiu, da, sunt de acord, dar aceste măsuri trebuie susținute, trebuie acceptate de conducerea Ministerului Energiei. Trebuie să existe acolo și niște disponibilități financiare, până la urmă, că nu poți... Nu se poate face fără bani, nimic, da. Foarte mult bani. Nu cred că ar fi așa o... Într-adevăr, complexul ăsta n-a avut nici măcar o oră, să zicem așa. Deci totdeauna au existat tot felul de probleme, au existat tot felul de contestări, au existat tot felul de lor de poziții, s-au încercat soluții, în fine. Deci nu este de bun augur pentru un asemenea colos, pentru o asemenea societate de interes național și cu asemenea structură și organizare. Dar nu e ceva normal și ceva care să te pună pe tine conducere, să lucrezi liniște și să găsești niște soluții, dar n-avem ce face. Din păcate, de la înființare, nu de la înființarea complexului Oltenia, de la înființarea complexurilor și fostului SNLO, da, asupra acestei societăți, politicul a făcut foarte mari presiuni. Și sigur, și mai cu seamă, acum că toate sunt reunite în complexul energetic Oltenia, interesul politicului este cu atât mai mare pentru această companie. Nu a fost lăsată niciodată să respire de una singură această mare companie și din această cauză, liderii, cei care au condus complexurile și acum complexul, sunt cumva la mâna liderilor politici. Nu mai crede nimeni în povestea asta cu managementul corporatist cu ordonanța 109. Este cumva un praf în ochi pentru... Au făcut-o ei praf de la început. Toată lumea, da. Și este evident faptul că se ajunge la conducerea acestei companii doar dacă ai susținere politică. Da. E străvezie treaba. Nici măcar nu ne trebuie explicați în direcția asta. Da. Faptul că până la urmă este situația în care se implică politicul în conducerea companiei, dar de răspuns foarte puțin răspund, asta este o altă problemă. Oamenii trebuie să fie foarte conștienți de această realitate și să taxeze ca atare în momentul în care au această posibilitate. Complexul Oltenia, practic, la închidere, domnule Orzan, va lăsa un dezastru în județul Gorj. Pentru că trendul este spre decarbonizare, că se vor închide capacități, deja cunoaștem, se va restrânge activitatea pe anumite zone, dar nu se face nimic în sensul reconstruirii zonelor afectate. Rămânem vraiște, excavați, rămânem vai de capul nostru și de-a lungul zecilor de ani nu s-a făcut nimic. Asta este o mare tragedie la care noi asistăm. Nu se mai poate în momentul de față, în opinia mea, cu bani din țară să se întâmple ceva, că n-aveți de unde. O să-mi explicați un pic și care treaba cu împrumuturile, că ați dat în PSD că se împrumută și iată acum ce minuni faceți dumneavoastră și ne spuneți că nu ne dați pensii, nu ne dați alocații, că n-aveți bani, că n-avem bani. Asta e, dar mi-a explicat. Dar realitatea asta este la complexul energetic Oltenia. Doamne, dar dacă ați știut, dacă toată lumea ați știut că se ajunge la decarbosizva, îmi pare foarte rău. S-a știut. Domnul Orzan, s-a știut. Sigur că da. Dar nu s-a făcut, domnule, nimic. Dar eu vă spun, tabloul ăsta pe care vi l-am schițat. Să dăm puțin timp înapoi. Atunci când vorbeam de separat complexuri făcute pe termocentrale, eu știu foarte bine situația, era că am fost și în Consiliul de Administrație la Robinar, da? Deci atunci vorbeam de niște situații foarte pozitive. Deci noi când am lăsat în 2009, când am lăsat
de a predat guvernarea, deci aceste entități erau mult pe plus, da? Erau pe plus, nu erau probleme cu piese de schimb, cu reparații de-astea accidentale sau cu mentenanță, nu se pune nicio problemă, eu știu foarte bine ce vorbesc, da? Bun. S-a greșit atunci când politicul a intervenit și a impus prin acea lege selectării managerului, da, pentru nou complex Oltenia, care a reunit așa tot exploatările și cu le-a pus la masă cu producția de energie, da? Deci în momentul ăla s-a rupt filmul, da, sau s-a întâmplat așa un declin, a da? A fost o greșeală în opinia noastră? Păi a fost o greșeală înființarea contextului Oltenia. A fost o greșeală selecția managerului. Procedura de alegerea conducătorilor. Și implicarea politicului, da, deci atunci... Dar și până atunci erau numiți politic. Da, erau politic numiți, dar era cumva altă erau responsabili. Bineînțeles, era altă situație. Practic, acum au încercat cumva să spună, doamne, nu e al nostru, ești selectat 109, dar de fapt noi te dirijăm. Noi impunem, noi îți impunem ce să faci. E limpede că da. Și de atunci încolo, situația s-a deteriorat an de an. Politicul, în loc să intervină, că putea să intervină pozitiv. Cu măsuri, pozitiv, cu măsuri de redresare. Politicul a continuat da, cu aceeași pantă, da. Orzan, s-a știut. Păi da, dar noi pe principiu, dacă noi știm că peste 15-20 de ani închidem mineritul, de ce să mai investim acolo? Nu s-a întâmplat. Da, părerea mea este că face parte din strategie, îmi pare foarte rău, asta e opinia mea, personal. Dar noi n-am avut. Dar nu ne-a spus nimeni, pentru că n-a avut nimeni curajul să vorbească despre lucrurile acestea. Pentru că în 2012, dacă cineva spunea că în 2025 se va întâmpla ca la CEO să fie activitatea restrânsă într-o asemenea măsură sau să se înființeze un mix care nu s-a înființat, nu știu dacă o să se înființeze, dar promisiunile în direcția asta sunt, cred că era lovit cu piatra în cap de oameni pe stradă. Păi probabil, așa ar fi fost normal. Dar vedeți dumneavoastră că acest proces de subordonare a politicului a continuat, ba s-a accentuat. Deci s-au fost încercări, au fost variante, s-au discutat inclusiv de mixul ăsta energetic. Dacă mi-aduc bine aminte și cred că și dumneavoastră vă amintiți, era vorba de acea strategie energetică a României care a fost la Teatrul Elvira Godeanu când noi eram acolo vioara a doua în acel USR, așa, atunci, aia s-a lansat atunci, da? S-a aplicat vreodată. După aceea au fost acești secretari de stat pe guvernarea PSD-ului. Din 2016 până acum am avut secretari de stat, unul original din Gorj, altul din Gorj de aici, da? S-au lăudat. Ați văzut dumneavoastră finalizată această strategie? Deci nu este normal ca așa cum spuneți dumneavoastră, la această societate de asemenea importanță, nu este normal ca tu politic, să stai tot timpul în față, tu să dirigezi, să fii o păpușă, iar tu să tragi de sfor. Nu e posibil așa ceva. Nu e posibil așa ceva. Și iată că... Bun, mă aștept ca dumneavoastră să faceți ceva în sensul ăsta. Păi tocmai asta este. Dacă veniți tot cu unul dintre cei care au condus până acum, să-mi fie cu iertare... Nu știu ce se va întâmpla. N-am mai făcut nicio șmecherie, adică... E posibil ca managerul actual să-și termine mandatul, că înțeleg că în octombrie se sfârșește. Da, o să expire domnul Boza. E posibil mandatul. Să fie, nu știu. Dar ideea este că noi am început, chiar cu guvernul ăsta minoritar, s-au luat niște măsuri acolo și vis-a-vis de complexul Oltenia, da? Bun. S-au deblocat niște situații și s-au luat niște măsuri. Deci n-a fost... Știți a fost chiar așa. Care este cea mai... Inclusiv asta cu împrumutul ăsta cu dobândă asta de la garanta de stat. Da. Ca să se înțeleagă, nu e pomană. Păi nu e, dar oricum e o variantă. Și dacă era guvernul PSD, la fel se întâmpla. Păi da, dar cu alte dobânzi, cu alte variante. Deci guvernul PSD da, i-a aruncat nu s-a pus în discuție varianta trezoreriei. Nu s-a pus, asta e. Până la urmă, este clar faptul că acești bani se vor transforma în ajutorul de salvare. Da, corect. Pentru complexul Oltenia. E clar că nimeni în momentul de față de la CEO nu are interesul de a restitui suma. Pentru că nu au de unde, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că directiva este foarte clară, aceea de reorganizare, restructurare. Mai sunt niște inițiative vis-a-vis de Comisia Europeană și vis-a-vis de descutirea de anumite certificate pentru energia consumată în interiorul CEO și mai sunt. Da, asta e problema în primul rând trebuie rezolvat intern. Asta cu energia consumată de companie pentru funcționare este o problemă internă în țară pe care încă statul român a reușit să o clarifice. Da, asta, e vorba de înainte stat. Să ajungem la Comisia Europeană, domnule Orsan, trebuie aici, să ne rezolvăm stat. Noi problemele sigur, noastre și după aceea să ne gândim la bunele intenții. Noi credem că putem să rezolvăm și problema asta, da?
Așteptăm să rezolvați. Sunt alți miniștri. Treaba e foarte simplă. Înțeleg că există și o lege în direcția asta, păi care da, niciodată n-a fost da, aplicată. Corect. Trebuie doar să aplicați legea. Să o respectați. Asta trebuie să facem. Și să o aplicați. Da? Pentru că noi legea avem, problema este că e specific românilor așa, să o dăm pe ocolite să venim pe... Sau avem demnitari care nu vor să aplice sau nu știu să aplice sau în fine, sau n-au așa deschidere ca să facă lucrul ăsta. Da. Bun. Vis-a-vis de complexul energetic Oltenia, aveți un consiliu de supraveghere, vorbeați și dumneavoastră de faptul că statul român, teoretic, la nivel de teorie, ar trebui să nu intervină, că de-aia este conducere corporatistă, conducere bicefală la complexul Oltenia, adică organismele acestea de conducere ar trebui să nu suporte niciun fel de implicare din partea politicului, dar lucrurile nu se petrec așa. Oamenii ăștia care reprezintă acum Consiliul de Supraveghere, nu știu, vă inspiră în mod deosebit pe dumneavoastră, știți bine că sunt colegi de la PNL, da? Vă inspiră așa încredere? Știu ei cu ce se mănâncă felia asta atât de mare? Da, cum să vă spun, noi din propunerile noastre n-au fost politice, da? Să ne înțelegem. Deci asta am și evitat, ca să nu facem propuneri de oameni politici care să fie în această structură. Contestați că... Să încercăm cumva să depolitizăm această structură, pentru că dacă erau numiți dintre noi, cei care suntem și în structura de conducere, noi puteam foarte ușor ca să fim oarecum în legătură cu partea politică a partidului. Noi, pe cei care am propus, noi nu sunt implicați politic, sunt niște tineri care, în fine, au performat în domeniul lor. Bun. Îi cunosc pe cei doi. Cât privește restul, ceilalți de la Severin, îi cunosc și din în afară de cel care este președintele Consiliului. Îl cunosc mai puțin, îi cunosc pe ceilalți, da? Pe domnul Săcean îl cunosc de foarte multă vreme, a deținut funcții datorită. Dar este politic, ei sunt politici. Așa au gândit cei de acolo, nu e nicio problemă. Bun. Ca o încheiere pe acest subiect, că trecem la partea cu împrumutul, că înțeleg că aveți datele pregătite, sunteți un de afaceri, un care se pricepe la cifre și știe foarte bine să explice lucrul acesta. Da. La complexul energetic Oltenia, cred că de la înființare s-a știut ce anume se va întâmpla, dar niciunul dintre acești directori nu a avut curajul să vorbească deschis despre problema companiei și nici administrația nu a pregătit cumva tranziția asta și preluarea forței de muncă de la complex spre alte societăți. De aceea ar avea un impact devastator închiderea companiei în următorii nu știu câți ani, până în 2030. Nu se va închide. Nu, pentru că nici la nivel național nu există pregătite capacități care să preia ceea ce produce complexul energetic Oltenia. Și suntem în situația de a plăti energie scumpă, căci în momentul de față produce foarte scump și vinde scump, când își permite. Eu vă spun așa, că vă întreb, prin măsurile care se vor lua, de ce credeți că la Craiova și la Ișanlița, Craiova 2 și Ișanlița, vor să dea drumul la turbine pe gaz? Pentru că costul transportului, cărbunul transportat acolo e mare, da, și influențează asupra prețului de cost pe general, pe complex, da? Păi... cei care au exploatările aproape, ăștia mai rămân. O să aibă și grupuri mixte și pe cărbune și pe gaz. Nu e nicio problemă. Deci aici, ca să reducem costurile și în final să reducem costul pe megawatt oră, înseamnă să ne uităm de unde provin cele mai mari cheltuieli sau care sunt cele mai mari costuri de această unitate de măsură a energiei. Da? Și atunci, bineînțeles, inițiative și sunt fezabile și acele hidrocentrale pe jos, sunt mai multe și cu parcuri și cu asta. Complexul să facă mixul la ce Dumnezeu despre ce vorbim. Nu știu dacă se mai poate acum, pentru că ceilalți deja sunt pe alt palier, decât diferența, bănuiesc că diferența între prețul de producție din regimul nuclear și hidro față de asta e destul de semnificativ. Și atunci... Foarte mare chiar. Acum și atunci mărim capacitatea de import, domnule Orzan. Și atunci vorbeam de CEO. Deci CEO, în primul rând, dacă s-ar opri mâine, s-au făcut niște calcule. S-ar scumpi energia foarte mult. Ar 100 și ceva la 100 s-ar scumpi prețul energiei. Așa. După aceea... Asta ca un scenariu absurd, pentru că nu se poate. Spuneți dumneavoastră. Deci
nu se mai poate și din motivul că nu avem capacități care să preia. Dar mărim de exemplu, capacitățile de, exemplu, de import, zile trecute, păi ce vă dați seama ce strategie import, tâmpită da. Este cea la care păi se înțeleg zile, că se gândește da. Un anumit personaj sau anumite personaje. Închidem ce avem noi, că noi producem da. Scump, e mai ieftin să da. Importăm, da? Mărim da. Capacitatea de import și după aceea rămânem la păi mâna da, deșteptilor păi din afară. Păi rămânem, da. Nu putem. Energia este un domeniu strategic, nu se pun putem da, să joace cu asta. Câte domenii strategice nu s-au compromis în România? Asta, cu, așa, și până la, urmă, până la urmă am văzut că Crăciunul în perioada asta și în perioada anterioară și chiar acum este iar în frunte cu livrările, peste 25%. Pentru că nu avem vânt, nu avem păi apă, nu avem. Bine, nu o să mai avem. Și nu avem cu seceta asta ce o să beneficieze păi de statutul ăsta. Spunea domnul Doru Crăiete la un moment dat, într-un mesaj, doar divinitatea ne mai divinitatea arată realitatea, noi, că altfel nu... Și așa suntem noi. Mințile noastre luminate nu ne ajută cu nimic. Bun. Da. Explicați un pic împrumuturile care se fac în continuare, asta în contextul în care bugetul total, da? Este mai mare decât anul trecut, mult mai mare decât acum 2 ani, dar cu toate acestea, banii împărțiți sunt în sume mult mai mici. Ce a făcut guvernul cu banii? De ce ajung atât de puțin bani pentru, inclusiv la autoritățile locale? Și explicați un pic de asemenea împrumuturile care se fac. Da, păi situația vis-a-vis de... Să fim sinceri, toate guvernele s-au împrumutat, să împrumutăm în continuu, deci asta nu e. Acum că sunt focalizații sau sunt focusați pe noi așa în mod direct așa și permanent, este o altă discuție, pentru că guvernul ăsta trebuie să existe niște probleme care să fie puse în spatele guvernului în așa fel încât să erodeze și imaginea și partidul să aibă de suferit. În fine, asta e o chestie politică, dar n-aș merge pe varianta asta și nici nu iau un calcul. Așa. Eu vreau să vă spun că s-au făcut tot felul de declarații, s-au făcut tot felul de analize și s-a constatat că PSD-ul așa a angajat tot felul de cheltuieli, da, fără să aibă... Nu vorbiți de PSD, vorbiți-mi de PNL, vă rog frumos. De PNL vă vorbesc, okay. Bun, vă vorbesc de PNL și acum deci există, ministrul de finanțe a declarat astăzi și vă citesc exact ce a spus ministrul de finanțe. Pentru anul 2021, pentru anul viitor este un minus de vreo 51 de miliarde de lei. Pentru 2020, minusul este de vreo 24 de miliarde. Ne referim acum vis-a-vis că vorbim, toată lumea vorbește de legea pensiilor, de mărirea pensiilor și de asta. Deci pentru anul în curs, minusul este 24 de miliarde, numai la vis-a-vis de creștere, de plata pensiilor, da? Ministrul de Finanțe a declarat cu subiect și predicat. Deci cât privește mărirea cu 24% a pensiilor începând de 1 septembrie, sunt prevederi bugetare în acest sens. Deci banii sunt prevăzuți în buget. Ca să nu mai vorbim, că poate că unul, alt ministru sau alt, până la urmă, eu știu, poate să și primul ministru să aibă altă opinie, dar ministrul de finanțe a explicat foarte clar. Deci există bani în buget. Ceea ce nu s-a prevăzut, PSD-ul n-a prevăzut bani pentru creșterile din 2021 și 2022. Pentru plata pensiilor de pe 2021 și 2022. Deci în momentul în care s-au făcut aceste, eu știu, perspective vis-a-vis de anii următori. Da? Păi guvernul se împrumută pentru că nu poate altfel să facă față unor cheltuieli până la urmă curente de capital. Și după aceea sunt anumite... Deci, dumneavoastră ați văzut că... Dar dumneavoastră cumva acuzați proasta gestionarea banilor. Păi, într-un fel, pentru că tu ai făcut niște promisiuni, da? În campania electorală ai făcut niște promisiuni, te-ai angajat la anumite măriri, așa, vis-a-vis de pensii, de salarii și alte contribuții și mai știu ce, dar... Nu ai făcut o proiecție sau n-ai calculat ce înseamnă din punct de vedere al banilor aceste măriri sau ce impact bugetar au aceste legi pe care le dai tu vis-a-vis de niște... Ce-i de condamnat că s-au mărit pensiile? Păi nu, spune că e de condamnat. E normal. Dar cine a spus că e de condamnat? Ba din contră, și dumneavoastră cei de la PNL veți fi obligați să faceți majorări. Pentru că trebuie să ne aliniem. Da,
unei medii europene. Aveți dreptate. Știți ce condamnă? Și asta face parte, adică asta vizează latura mea de om de afaceri. Dar știți ce condamnă? Eu nu condamn. Nu condamn că sunt mări de salarii, că sunt mări de pensii. Eu nu condamn. Și pe de altă parte, pe noi, pe sectorul privat, ne afectează foarte mult lucrul ăsta de care vă spun, voi vorbi în continuare. Da? Deci eu condamn faptul că investițiile au fost, uite așa, zero, zero. Da? Pentru că dacă guvernul anterior investea în infrastructură, deci dacă debloca capital și îl băga, făcea un infuz de capital în sectorul ăsta al investițiilor, da? Banii nu mai trebuiau împrumutați în așa mare măsură și se crea profit, se crea plus valoare și din acel profit creat se puteau repartiza în alte domenii. Pe de altă parte, se creau locuri de muncă, se puteau, aveam și noi, sectorul privat, acces la anumite, că statul face bineînțeles, facilități și puteam și noi să participăm la acest proces, da? Puteam să fim angrenați și noi în investițiile mai mari, mai mici, sunt societăți private, sunt parte teneri de-ai mei de afaceri care au potențial să facă investiții mari, inclusiv în infrastructură. Eu puteam să fac alte lucrări mai mici, pe care le fac și la ora actuală, da? Dar în timp încoace n-am mai avut acces, deci n-a mai fost infuzie de capital. Sectorul ăsta economic s-a dezechilibrat puternic, deci piața n-a mai fost una liberă, a fost una controlată, da? Și a lipsit infuzia aceea, injecție pe care statul trebuie să o facă permanent. Deci statul este obligat ca periodic să facă infuzie de capital. Și această infuzie aduce un profit, o plus valoare pe care tot statul o repartizează. Da. Deci guvernul anterior n-a făcut decât să consume. În momentul în care spui problema să consumi, la un moment dat nu mai ai de unde să mai susții consumul ăsta. Deci întâi trebuie în același timp sau întâi trebuie să produci, să acumulezi ca să ai ce... Da. Ca să ai ce... Suntem la final, domnule Orzean. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Interesant discuția asta legată de cum vor fi afectați de actuala guvernare, cum vor fi afectate întreprinderile mici, mijlocii, mari. Din perspectiva noastră a unui de afaceri. Sperăm că se va echilibra situația. Dar o să reprezintă un subiect într-o ediție separată. Personal nu stăpânesc atât de bine domeniul acesta și va trebui să mă documentez astfel încât să explicați telespectatorilor noștri ce presupune actuala viziune a liberalilor asupra mediului de afaceri din România, pentru că a avut oarecum de suferit în ultimii ani. Sigur, noi am fost niște cobai. Mulțumesc pentru prezența la emisiune, domnule Orzean. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Mulțumesc doamnelor, domnilor, pentru atenția acordată în această seară. Mâine seară ne revedem. Toate cele bune până atunci.